Bună dimineața din nou, am ajuns la masă. Unde avem de toate? Ceai, lapte, uzacuscă, gârnăciori. Mara, poftă bună, ce mănânci acolo? Mănânci salată de vinete pe pâine, șnițele de pui și ciorbe. Pe toate, Mara! Fetele, Brie, tu ce mănânci acolo? Tabletă. Sandwich cu șnițel, iar Maria tabletă. Eu mănâncă un telefon. Și apoi pleacă de aici și spun: mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame. Salut, Marius! Ciao. Începem vlogul cu șampanie de copii. Pentru că de fiecare dată s-a uitat șampania la ziua de naștere. Mereu și noi uităm să dăm șampania și ne trezim cu ea a doua zi. Și Ariu că e prezentă. Salut! Iar acum ne pregătim să pornim la drum. Am plecat la drum foarte aglomerați, utilizăm mașina la maximum, dar fiecare este la locul lui și în centură. Suntem 7 în mașină, pe 7 locuri. Ia priviți cum merge Ștefan. Moș Crăciun, de unde vii? Iată, vin de Mor Strămoș, încărcat cu jucării. La copii! Pentru voi, iubiți copii. Și am ajuns la Cavnic. Abia așteptăm să ne jucăm în zăpadă. Mami, am vrea zăpadă. Hai, Ari, din nou la zăpadă. Ce părere ai? Ea e fericită. Deocamdată nu este fric. Și mie nu-mi e frică, am căciulă curent. Ia uitați. Mara vrea să repete experiența de data trecută, când a căzut în lac. Nu chiar lac. Eu vreau pe patinoar. Da. Luăm bilete, luăm colaci și sărituri la trambulină. Am pus aici zeploanele pentru Big Airbag. Serios, le-ai? Da. Și le-ai arătat, sunt decolorate. Eu am roz. Uite-le. Eu vreau roz. Le pui pe coate la tine. Deo! Eu m-am dat, am ajuns până mai sus de oraș. Și era să trec peste bariera. Noi am mai fost aici acum 2 săptămâni. Toate că nu mai e atât de aglomerat. Acum, față de data trecută, e bine. Teo prima și eu. Eu m-am dat prima și a venit peste Alexandra, era departe. Și a venit, pum, peste ea. 3, 2, 1, 5. Viteză! Acum e rândul meu. Ia să vedem. Vine și Mara. Eu pe care te-a dat, pe toată. Pe acesta? Tu pe care te dai, Mara? Cred că pe ăla, se pare că sunt mai multe. Hai. Hai sus. Mergem amândoi odată? Hai. 2, 1 și am plecat, Mara! Tata asta este mai rapid. Sper să fie ce regulă până la capăt. Nu! A fost bine! Nu prea merge cu viteză. Acum vine și Teo! Teo! E fain! Dar că nu mi-a plăcut că Ștefan m-a lovit. Teo, hai, încă o dată! Funcționează banda! Tati, ne dăm pe același traseu? Adică lângă! Eu aici și tu acolo, dau un exemplu. Adică amândoi odată? Da. Așa m-am dat cu Mara. Acum e rândul nostru. Stai că nu am de ce să mă prind! Senzație! Mă întâlnăm cu spatele și prindem o viteză. Ceai pentru mine și pentru mami. Mi-am dat la ciocolată albă, bezea. Bezea! Fetele la relaxare! Vă place? La un ceai cald și un chiurdoș. Dar nu e cald, s-a răcit. Aici e frig. Mai vrei? Hai! Dă-i și Mariei. Da. Operațiunea răcirea ceiului. Și Ariuca. De data aceasta am venit pregătiți și îmbrăcați adecvat. Eu mă dau, dar nu merg. Funcționează.
acționează acum. Mulțumit, Adri! Da! Mă duc pe Big Airbag! Te dai? Te dai! Fetele se dau pe patine, la patinoar. Pam, pam. Vrie pregătită, iar Teo acum își pune patinele. Ești gata? Da. Ia. Teo și Vri pe patinoar. Iana nu vrea să vede deloc. Dă-o tu că are ursuleț. Iana nu face niciun efort. I-am găsit ocupație. Ceartă! Super Vrii! S-a aglomerat și patinoarul. Acesta a fost setup-ul pentru a înregistra partea de video a colindelor. Aici e muzica, aici e o cameră, iar cu ce filmez acum a fost a doua cameră. Hopa! S-a dus și telefonul jos. A doua oară. Wow. Cu sacrificii reușim să facem lucruri faine, zicem noi. Ce s-a întâmplat? O șterg. La căldurică. Afară e cald. Hai la căldurică. Teo și Vri pe patine. Bravo. Hai să mă vezi. Tare! Super! Să vezi și tu! Hai că vin! Și încă o rundă de cadre pentru clipurile noastre muzicale, pentru colajul de colinde pe care îl vom posta în curând! Rămâneți aproape și gata! Am filmat și eu aici în zona asta minunată, am avut parte și de peripeții, o ceată de câini au venit, lătrau. Nu știu dacă tati a prins pe cadru, am prins doi din ei. I-am prins aici. Cu care am și filmat. Am filmat trei păstori se întâlnire alături de căței. Păi la stână sunt căței, nu? Da. Așa că e binevenit prezența cățeilor la noi în clip. Sper să vă placă și vouă. Și ușor, ușor ne îndreptăm către casă. Ușor, ușor trebuie să luăm ceva de mâncare. Și-a fugit înainte la fata, eu n-am putut să mă țin după el. Și am și căzut, după cum mă vedeți aici. Mă voi ridica sau mai bine mă dau? Mă dau pe geacă. E mai ușor de coborât așa. Hai să încerc să mă și ridic în picioare. Oare reușesc? Și eu! Dă-o un pic! Îngheța mânuța. Da, v-ați distrat maxim, așa-i? Și mergem. Ia uitați ce am găsit. Eu vreau de doi. Am venit data trecută. Nu au avut fetele de unde să-și ia mânuși. Și acum sunt mânuși aici. Da, pentru că data trecută doar ce se desfisese aici sezonul de iarnă. Briana pernă cu nume. Aha. Hai, ce cumpărăm? Aparate de făcut bulgări, că avem și loc în mașină să luăm toate prostioarele, dar na. Uite ce vrea Teo. Teo, ce vrei? Căciul ăsta. Mai știm noi pe unii care și-au luat căciul din astea. Da, noi. Anul trecut, de la Slovenia, Moldova. Exact. Și ne mai luăm și anul ăsta. Ce zici, Teo? Da, o vreau. Hai. Și cu capră.
Ia și pentru un bulgăr. Ce iau? Briana cu un bulgăr. Bun. Și mi-am și mie un albar. Vrei și tu un albar? Cu două, da. Nu, doar, hai doar cu unul, că eu cred vreau că... și eu. Uite. E mai ok mare cu... Asta, da, la fel. Hai, iam cu două, iam cu două. Și pentru tati. Ce e ăsta? Fetele borcăciuli. Teo și-a luat un lup. E lup? Și așa cu un cățel mare așa, mai de domnișoare. Dar e cam mică. E mică? Da, da. Nu cred. Nu asta, bri. Uite acolo, au cățel. Bună, mi-e bună. O vrei? Unicorn. Briana, a găsit unicorn. Pe capul meu. Tati. Nu vine bine. Unicorn? Sau să-și ia cu cățel? Nu știu. E mai drăguță. E mai drăguță cu unicorn. Așa sau așa? Ia, tot îți provezi. Asta e mai bună. De ce e mai bună? Ce-i mai mare? Era mai frumoasă. Și mie îmi place mai mult asta. Ăsta-i mișto. Cât costă? 140 de lei fiecare. Și wow! Și amari? 120 amari. Pe care le luăm? Asta sau asta? Scrieți în comentarii. Știi de ce îmi place asta? Că are botul în sus și nu o deranjează. Asta e venea pe voi. Bine, atunci iau pe asta. Păi e pe asta? Asta e panda. Nu-i panda. E un cățel, chiar e cățel din ăsta, de stână. Hai. Aia. E totuși și pasta. Cum să iau și pasta? Nu. Nu luăm 100. Rămâne asta. Interesantă. Cine? Are și coadă. Ce tare. Stai. Ia să ne pun eu pe asta. Deci asta o lăsăm? Oricum, dacă le pusem toate. Deci aia e faină rău. Ce faină-ți vine. Cum facem? Le luăm pe toate? Da. Dacă obținem și un discount, luăm. 10% din suma totală. Super! 10% am obținut discount. Deci toată gașca așa rămâne. Pam, pam, pam. Am ajuns să alimentăm și ne-am dat seama că nu se poate. Mai era cineva care încărca acolo. Pe internet scria că sunt 3 stații disponibile și mașina la fel. Și de fapt era o singură priză. Bradul! Și scaunul lui Moș Crăciun, pe care stau fetele. Poză? Până la urmă am revenit în locul inițial, încarc mașina aici, iar pe fetele am lăsat la mall. Am luat hamburgeri, foarte multă muzică! Hai să facem o poză! Fetelor, aveți pane! Cum vă cheamă pe voi? Care e gata? Toată lumea mănâncă, poftă bună! Și Ari mănâncă un cartofel. Niam, niam. Și sperăm că și tati mănâncă acolo unde a rămas să încarce mașina. Acolo era o pizzerie. Am găsit aici, fetelor, ciocolată de casă cu nucă și cu fistic. Și gata, am încărcat mașina. Mi-a luat cam 20 de minute sau chiar mai puțin. N-am nevoie de full. Iar fetele cred că mi-au cumpărat și mie ceva de mâncare, pentru că aici au închis, nu mai au mâncare. Așa că mașina asta electrică ne dă bătăi de cap, ce-i drept. Asta până când vor fi mult mai multe stații de încărcare rapide peste tot. Nu-ți închipui ce a fost aici fiind festival de copii în acest mall. Da. Lăsăm pozele, vreau să mănânc, de foame. Ține fata. Pe primii doi care au venit la poze și filmat, dar după aia deja era prea mult. Distracția în urmă și noi ne vedem de drum. Mergem către casă. Ședința foto continuă. Hai, gașcă! Pa, bam! Afară deja a început să ningă. Aducem zăpada spre Oradea de la Cavnic. Și am prins și bariera la tren. Vreau să găsesc unde are foarte tare spatele acolo, la tot mașină. Și vreau să-mi deschid calendarul advent, pentru că nu mi l-am luat la mine, și să-mi deschid cadourile din zilele în care am lipsit. Deja am deschis până la 7 decembrie și azi suntem în 10. Mai am încă 3 cadouri de deschis. Deschidem aici prima dată. Poftă numărul 8. Deja l-am și văzut.
aici. Oh, wow, e super cadoul. Din care nu reușesc să-l scot, dar mi se pare foarte fain. Rosewood, adică culoarea lemnului de trandafir, cred. Asta trebuie să însemne. În fine, n-am reușit să-l scot, dar m-am chinuit o grămadă cu pixul și s-a îmbunat așa și s-a scos. Acum, nouă. Aici, nouă. Măcar știu unde-i 10. 10 aici. Și nouă, dacă nici în primul, nici al doilea a fost, e în al treilea. Ta-da-dam! Chiar nu știu ce ar putea fi acolo, dar vedem acum. Ce-i asta? Deci chiar nu puteam să nu ce-i asta. Scrieți în comentarii dacă voi știți. Ah, cred că pentru că așa să-ți faci. Cred. Pentru asta ar trebui să fie. Și acum deschidem numărul 10. E de făcut părul la auriu, nu cred. E belezmus. Șampon! Un micuț șampon ca să vezi cum îți arată pe păr și dacă vrei, ne cumperi. Cred. Băgăm la loc. Și punem la colecție aici. Le-am pe toate numai un roz melam, că l-am luat la noi în bagaj. Și Brie trebuie să-și deschidă și Teo. Și din ăsta mai primi la el. Îl punem deoparte ca să-și deschidă și Brie. Multe și le-a deschis deja, pentru că toți s-au desfăcut singure. Teo! Ne încântă cu o piesă la pian. Prima piesă a sunat cam așa, iar acum s-o auzim pe Teo cu cea de-a doua piesă numit Joc. Aceasta a fost studiu, nu? Da! Hai să vedem jocul! Mie îmi place când îți încrucișezi mâinile. Bravo, Teo! A fost foarte frumos! Dar ce face Mara? Am prins-o pe Bri. Bri umblă la cutia Marei. Calendarul de advent primit de la Moș Nicolae. Bri, lasă acolo! Nu, că eu l-am pus. Mara și l-a lăsat. Dar oare unde e Mara? Mai devreme cânta și ea la pian. Dar acum am pierdut-o. A venit un colet, surpriză, pentru ea. Avem un cățel acolo? Ia, sau. Teo! Tam, tam, tam. A primit rochia asta pentru ziua mea. Prințesa Mara. Nu găsesc crinolina, dar cred că e mai bine așa. Să pot să mă așez și să mă curte. Super. De pian, încheiem noi vlogul de astăzi. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit până la final. Aveți peste tot pe ecran vloguri, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri și așa mai departe. Iar până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat, pa, pa. Mara e puțin răbușită, puțin mai mult. Se pare că am cam răcit la schi.